Bine te-am găsit! Numele meu este Flavius Noșa, sunt antreprenor și online marketer la agenția Star Marketing. În acest video vom vedea cum să optimizăm principalele elemente de pe landing-page-ul nostru de pe Star pentru ca acestea să convertească mai bine și să ne crească rata de conversie de pe landing-page. În dreapta mea avem principalele elemente de optimizat pe pagina noastră de aterizare, cum ar fi titlul, subtitlul, imagini sau video, butonul de call to action, testimonialele, garanțiile, designul paginii noastre de aterizare, și pasa aceste elemente în landing page-ul nostru. Iar în stânga mea avem principalele linii de ghidaj după care să optimizăm aceste elemente. Landing page-ul este important pentru fiecare afacere care activează mediul online, deoarece pe ajung userii când dau click pe un anunț, cum ar fi cel de pe Facebook Ads sau de pe Google Ads. Primul element de optimizat pe landing page-ul nostru este titlul și subtitlul. Acesta trebuie să fie cât mai persuasiv, să îndemne userii să dea click pe anunțul nostru, să rămână pe landing page-ul nostru, să citească tot conținutul de pe landing page. Ca urmare, acesta trebuie să fie persuasiv, să îndemne userii să stea pe site, să-i facă curioși și să-l ofere ceva, o soluție la o problemă de-a lor. Cum ar fi? Exemple de titlu ar fi următoarele. 10 metode de a-ți crește rata conversie de pe site, cum să-ți crești vânzările online fără să dai bani pe advertising și așa mai departe. Toate aceste elemente trebuie să fie colorate cât mai bine pentru ca userii să fie curioși și să citească tot landing page-ul nostru. După ce am vizat titlul și subtitlul, trecem la următorul element de optimizat, imagine și videourile. Elementele vizuale convertesc foarte mult pe landing page-ul nostru, de aceea este important ca noi să avem elemente vizuale cât mai persuasive și cât mai relevante cu ceea ce avem noi pe landing page. Pe exemplu, acestea să fie relevante cu ceea ce oferim. Dacă vindem, să zicem, ceasuri în Timișoara, putem pune anumite materiale foto cu ceasuri sau anumite materiale video cu ceasurile noastre. De aceea, ele trebuie să fie cât mai relevante cu ceea ce oferim noi pe landing page-ul nostru, să fie relevante și cu ceea ce vor userii să vadă pe landing page-ul nostru. Și ele trebuie să fie de calitate mare, să nu aibă pixel, să nu sadă pixele așa de tare, să fie în calitate ridicată. Apoi avem butonul de call to action. Butonul de call to action este foarte important, deoarece el îndeamnă userii să facă o acțiune după ce au citit tot landing page-ul nostru. Spre exemplu, un buton de call to action poate fi următorul. Descarcă ghidul nostru sau scrie-te la newsletter sau cumpără acum sau comanda acum. De aceea trebuie să fie cât mai clar și să iasă în evidență. Spre exemplu, dacă avem un design albastru, clar, site-ul nostru este albastru, putem crea un buton de call to action roșu și mare pe landing page-ul nostru. De aceea trebuie să fie cât mai clar, să îndemne user să facă o acțiune cât mai clară și concretă și să îndemne user să facă o acțiune acum și nu mai târziu. De asemenea, el trebuie să fie, să iasă în evidență, să fie în culoarea lui, să fie în contrast și să fie, să exemplu, de o culoare cât mai sclipitoare sau cât mai, să iasă cât mai în evidență. Apoi avem un următor element de optimizat, testimoniale. Oamenii când intră pe landing page-ul nostru vor să vadă că alții în locul lor au făcut această acțiune sau au cumpărat acel produs sau serviciu. De aceea testimoniale trebuie să fie cât mai reale, să fie de la persoane reale. Putem adăuga link-uri către profilurile acelor persoane sau către site-ul lor, putem adăuga și o fotografie a lor sau putem adăuga chiar și un video al lor în care să explice cum i-am ajutat noi să-și rezolvă o anumită problemă. Aceste testimoniale trebuie să fie cât mai reale, dar să nu exagerăm cu ele, să punem maxim 2 sau 3 testimoniale în funcție de afaceri și de ceea ce vrem să obținem pe landing page-ul nostru. Apoi avem garanțiile. Oamenii au o anumită frică când, înainte de a cumpăra un produs sau un serviciu, deoarece nu știu dacă este potrivit pentru ei sau nu știu dacă rezolvă o problemă sau o nevoie. De aceea aceste garanții trebuie să fie și ele cât mai reale, să promită că userii nu vor avea de suferit dacă vor cumpăra produsul sau serviciul nostru. De aceea noi trebuie să punem garanții pe care noi putem să le îndeplinim și să le oferim userilor o mașă de aterizare, o planșă de aterizare pe care ei, în caz că nu sunt mulțumiți, să primească bani înapoi sau să ceară alt produs în schimb. Apoi avem designul paginii noastre. Pagina noastră trebuie să fie cât mai bine construită, să nu fie foarte, foarte încărcată și aceasta trebuie să aibă un design cât mai plăcut, să nu îndemne userii să iasă de pe site. De aceea un design trebuie să fie cât mai plăcut, să fie relevant pentru domeniul nostru de activitate și să îndemne userii să aibă experiență cât mai plăcută pe site-ul nostru și pe landing page-ul nostru. Următorul element de optimizat este plasarea acestor elemente de mai sus. În funcție de domeniul de activitate și de ce trebuie să obținem pe site-ul nostru și de la userii noștri, putem să plasăm diferite elemente în funcție de A-B testing, în funcție de cum le testăm și cum reacționează userii la aceste teste, putem să plasăm în funcție și de cât de jos să fie acest buton, să zicem, buton de call to action sau garanțiile. Putem pune buton de call to action sus de tot sau jos de tot. Putem pune imagine în stânga sau în dreapta sau în mijlocul imaginii sau în mijlocul paginii. Putem pune titlul sau subtitlul mai sus sau mai jos pe pagină
să mai putem pune garanțiile în o anumită parte și așa mai departe. Toate aceste elemente trebuie fiecare testate în parte, evident ce merge și ce nu merge și cum să optimizăm fiecare element în parte pentru că acesta să se convertească cât mai mult.